Capitolul 111. Fapta unui oarecare bărbat pleșuv și îmbrăcat cu sac. Eu și prietenul meu Sofronie ne-am dus într-o zi, pe când eram în Alexandria, la biserica lui Teodosie. Pe drum ne-am întâlnit cu un om pleșuv, îmbrăcat cu un sac până la genunchi. Părea nebun. Ava Sofronie îmi spuse: dă-mi un ban de argint și vei vedea virtutea omului care se apropie de noi. I-am dat 5 monede de argint. Sofronie le-a luat și le-a dat celui care părea nebun. El le-a luat fără să spună vreun cuvânt, iar noi am mers în urma lui fără să ne observe. El și-a încetinit mersul și a întins spre cer mâna dreaptă în care avea și monedele de argint. După aceasta a făcut metanie lui Dumnezeu, a pus monedele pe pământ și a plecat. Capitolul 112. Viața și moartea lui Leon, monahul capadocian. În timpul împărăției împăratului și prea bine credinciosului Cezar Tiberiu, am ajuns în Oasis. Când am ajuns acolo, am văzut un monah mare după Dumnezeu, capadocian de neam. Numele lui era Leon. Mulți oameni ne-au povestit despre el lucruri multe și minunate. Când ne-am dus la dânsul și am cunoscut îndeaproape pe acest cuvios bărbat, ne-am folosit mult mai cu seamă datorită smereniei lui, a sihăstriei sale, a sărăciei lui și a dragostei pe care o avea față de toți. Acest venerabil bătrân ne spunea: credeți-mă, fiilor, eu pot să fiu împărat. Noi i-am spus: crede-mă, Avo, că din Capadocia n-a ieșit niciodată un împărat. Nu-i un gând sănătos gândul acesta. El iarăși a spus: într-adevăr, fiilor, pot să fiu împărat. Și nimeni nu putea să-l convingă să-și schimbe gândul. Când au venit mazichii și au pustit toată țara aceea, au venit și în Oasis. Au omorât pe mulți monahi, iar pe alții i-au luat în robie. Printre cei luați în robie din Lavră era și Ava Ioan, care fusese anagnost în Marea Biserică din Constantinopol, Ava Eustatie Romanul și Ava Teodor. Toți trei erau bolnavi. După ce i-au luat în robie, Ava Ioan a spus barbarilor: duceți-mă în oraș și am să-l fac pe episcop să dea pentru voi 24 de monede de argint. Unul dintre barbari l-au luat și l-au dus aproape de oraș și Ava Ioan s-a dus la episcop. În oraș era și Ava Leon și alți câțiva părinți, de aceea ei nu fuseseră luați în robie. Intrând la episcop, Ava Ioan a început să-l roage să dea barbarului monedele de argint. Episcopul însă n-a putut să găsească decât 8 monede și a vrut să le dea pe acestea barbarului. El nu le-a luat zicând: sau îmi dai 24 de monede de argint sau pe monah. Așa că au fost siliți locuitorii cetății să-i dea barbarului pe Ava Ioan, care plângea și se văita. Barbarul l-a condus la corturile lor. După 3 zile, Ava Leon a luat cele 8 monede de argint, s-a dus în pustie unde erau barbarii și i-a rugat zicând: luați-mă pe mine și cele 8 monede și dați drumul acestora că sunt bolnavi. Nu pot să vă slujească așa că aveți să-i omorâți. Eu însă sunt sănătos și pot să vă slujesc. Atunci barbarii l-au luat pe el și cele 8 monede și au dat drumul celor 3. Ava Leon a mers cu ei o parte din drum, dar pentru că era slab și nu mai avea putere să meargă, i-au tăiat capul. Și a împlinit Ava Leon scriptura care zice: mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca să-și pună cineva sufletul său pentru prieteni. Atunci am înțeles și noi sensul cuvintelor bătrânului că pot să fiu împărat. Într-adevăr a fost punându-și sufletul pentru prietenii lui. Capitolul 113. Viața Sfântului Ava Ioan din Petra. M-am dus la Ava Ioan, cel din Petra, și am luat cu mine și pe prietenul Sofronie. Și ne-a rugat pe Ava Ioan să ne dea un sfat. Bătrânul ne-a spus: iubiți sărăcia și înfrânarea. Credeți-mă pe mine care vă vorbesc, că pe când eram înschit în tinerețea mea, unul dintre părinți s-a îmbolnăvit de splină
și a căutat oțet de vin la cele patru lavre ale schitului și n-a găsit. Atât de mare era sărăcia și înfrânarea și erau în schit cam la 3500 de părinți. Capitolul 114. Viața lui Ava Daniel Egipteanul. Tot Ava Ioan din Petra ne povestea iarăși despre Daniel Egipteanul, zicând: într-o zi Ava Daniel s-a dus la Teremuta să vândă ceea ce lucrease cu mâinile sale. Un tânăr l-a rugat pe bătrân și a zis: pentru Dumnezeu, Avo, vină în casa mea și fă o molitvă femeii mele că este arpă. Bătrânul sirit de tânăr s-a dus cu el în casa lui și a făcut molitvă femeii. Prin voința lui Dumnezeu, femeia a rămas însărcinată. Câțiva bărbați, fără frică de Dumnezeu, au început să hulească pe bătrân și să spună că tânărul într-adevăr este sterb, iar femeia a rămas însărcinată cu Ava Daniel. Cuvintele acestea au ajuns la urechea bătrânului. Bătrânul a trimis vorbă tânărului: să mă vestești când îți va naște femeia. Când femeia a născut, tânărul i-a trimis vorbă zicând: cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile tale, părinte, femeia mea a născut. Ava Daniel s-a dus la tânăr și a spus: fă ospăț și cheamă pe rudele și prietenii tăi. Pe când mâncau, bătrânul a luat copilul în brațele lui și în fața tuturor întrebă pe copil: care-i tatăl tău? Acesta a răspuns copilul, arătând cu degetul spre tânăr. Copilul era de 22 de zile și toți au slăvit pe Dumnezeu care descoperă adevărul celor care îl caută pe el din toată inima. Capitolul 115. Sfaturile lui Ava Ioan Cilicianul. Spune Ava Ioan Cilicianul, starețul raitului: fraților, fiilor, după cum am fugit de lume, să fugim și de poftele trupului. Iar spunea: să urmăm pe părinții noștri care au dus aici o viață atât de aspră și au trăit într-o atât de mare sihăstrie. De asemenea, să nu întinăm fiilor locul acesta pe care părinții noștri l-au curățat de dragi. Spunea iarăși: locul acesta este pentru sihăstrie, nu pentru neguțătorie. Același părinte spunea: am găsit aici bătrâni care timp de 70 de ani au mâncat numai ierburi și finice. Spunea iarăși bătrânul: am trăit în locurile acestea 76 de ani și am pătimit multe necazuri și răutăți de la dragi. Capitolul 116. Despre fratele care a fost hulit pe nedrept că a furat o monedă. Ava Andrei Mesinia ne povestea zicând: când eram tânăr, am plecat din raid, eu și cu Ava al meu, și ne-am dus în Palestina. Bătrânul care ne găzduise avea o monedă de argint. A uitat unde o pusese și m-a bănuit pe mine, cel tânăr, că aș fi furat-o. Bătrânul spunea părinților locului aceluia că fratele Andrei i-a furat-o. Ava al meu a auzit acestea, m-a chemat și mi-a zis: spune-mi, Andrei, tu i-ai luat moneda bătrânului? Ferească Dumnezeu, Avo, eu n-am luat nimic. Eu aveam o manta, am vândut mantaua pe o monedă de argint. Am luat moneda și m-am dus la bătrân. I-am făcut metanie și am zis: iartă-mă, Avo, Satana și-a bătut joc de mine și am luat moneda ta. Acolo era și un laic și mi-a zis bătrânul: du-te, fiule, eu nu am pierdut nimic. Iarăși am făcut metanie și am zis: pentru numele lui Dumnezeu ia moneda, iată aceasta este. Și roagă-te pentru mine că Satana m-a ispitit să o fur și să te mâhnesc. Bătrânul mi-a spus: fiule, n-am pierdut nimic. Cum nu m-a convins, laicul mi-a spus: într-adevăr, frate, ieri când am venit aici, am găsit pe bătrân plângând, făcând metanie și foarte întristat. Când l-am văzut atât de mâhnit, am zis: fii bun, te rog, și spune-mi ce ai. Am defăimat pe fratele, mi-a răspuns el, că a luat moneda și iată am găsit-o acolo unde o pusesem. Așa s-a încredințat bătrânul că n-am furat moneda și mi-a dat-o zicându-mi: ia moneda, căci eu am furat-o. Capitolul 117. Despre un frate demonizat vindecat de Ava Andrei. Un frate stăpânit de către demon s-a dus la Ava Simeon Stârnicul în muntele minunat să facă o molitvă și să izgonească dracul din el.
Ava Simeon l-a întrebat, unde locuiești? În rait, i-a spus fratele. Mă minunesc, frate, i-a răspuns bătrânul, că te-ai obosit atâta și ai mers atâta cale ca să vină la mine, om păcătos, odată ce ai în lavra ta atât de mari părinți, du-te deci la Ava Andrei, fă-i metanie să se roage pentru tine și te vei vindeca îndată. Fratele s-a întors la rait, i-a făcut metanie lui Ava Andrei, după cum i-a spus Ava Simeon zicându-i, roagă-te pentru mine, Avo. Ava Andrei a spus, Ava Simeon a primit harul vindecării. După ce s-a rugat pentru fratele, s-a curățit îndată și a mulțumit lui Dumnezeu. Capitolul 118. Viața lui Mina, diaconul monah din rait. Ava Serghie din rait ne povestea despre un frate diacon cu numele Mina, zicând așa, diaconul a plecat în lume pentru o treabă a mănăstirii. Ce s-a întâmplat cu el nu știm, decât că a lepădat haina monahală și s-a făcut laic. După ce a trecut multă vreme, s-a dus în orașul sfânt. Cum mergea prin Seleucia din provincia Isauria, a văzut de departe în mănăstirea celui întru sfinți Ava Simeon Stâlpnicul și și-a spus în sine, am să mă duc să-l văd pe marele Simeon, căci nu-l văzuse niciodată. S-a dus și s-a apropiat de stâlp. Când l-a văzut Ava Simeon, cunoscând că a fost monac și că era hirotonit diacon, a strigat pe cel care îl slujea și a zis, adu-mi un foarfece. Când i l-a adus, a adăugat, binecuvântat este Domnul, tunde-l pe acela și l-a arătat cu degetul pe Ioan, căci erau mulți împrejurul stâlpului. Diaconul s-a mirat de acest cuvânt, dar a fost cuprins în același timp și de mare frică. Când a primit să fie tuns fără să spună un cuvânt, înțelegând că Dumnezeu i-a descoperit sfântului bătrân cei cu el, Ava Simeon i-a grăit, fă rugăciunea diaconului. După ce s-a rugat sfântul, i-a spus, du-te la rait de unde ai plecat. Când diaconul i-a spus că e rușine și că nu poate suferi că să fie rușinat de oameni, i-a grăit Ava Simeon din nou, crede-mă, fiule, nu trebuie să te rușinezi de asta. Părinții te vor primi cu fața vestele și se vor bucura și se vor veseli la întoarcerea ta. Află și asta că Dumnezeu are să-ți facă un semn în trupul tău ca să cunoști că marea lui bunătate ți-a iertat acest păcat. Și într-adevăr, când a ajuns la rait, l-au primit părinții cu brațele deschise, ba l-au rânduit iarăși între slujitorii sfințiți. Într-o duminică, pe când ținea în mâini Sfântul și Făcătorul de viață sânge al Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, i-a ieșit din orbite pe neașteptate un ochi. Prin acest semn a cunoscut părinții că Dumnezeu i-a iertat păcatul după cuvântul dreptului Simeon. Capitolul 119. Despre un diavol alungat prin rugăciune. Ava Eusebie, prezbiterul lavrei raitului, ne spunea, când ne-am dus la el, că un drac îmbrăcat în haină de călugăr a venit la chilia unui bătrân, a bătut la ușa lui, bătrânul a deschis și a zis, roagă-te. Dracul a răspuns, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bătrânul i-a zis din nou, roagă-te. Dracul a răspuns iarăși, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bătrânul i-a spus, fii binevenit, dar roagă-te și spune slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Când a spus bătrânul aceste cuvinte, dracul s-a făcut nevăzut ca alungat de foc. Capitolul 120. Despre trei monahi morți găsiți de către pescarii faroniți. Ne povesteau niște pescari faroniți următoarele. Într-o zi am plecat la Vuhri, dincolo de Marea Roșie. După ce am pescuit mulți pești, ne-am întors și am aruncat ancora la Pteleu. Voind să trecem în rait, am fost împiedicați de vânturi potrivnice și am fost ținuți pe loc din pricina furtunii de pe mare 90 de zile. Mergând prin pustiul acela care se găsea aproape de locul de unde n-am mai putut înainta cu corabia, din pricina vântului potrivnic, am găsit sub stâncă trei anahoreți morți îmbrăcați în mantale de sivin, iar mantalele lor erau puse alături de ei.
I-am luat și i-am dus la corabie. Deodată marea s-a liniștit, iar vântul potrivnic s-a schimbat în vânt favorabil. Fiind ajutați de vânt, am trecut și am sosit la rai. Părinții de acolo au îngropat pe cei trei anahoreți alături de bătrânii din vechime.